Cunoașterea acestui fapt constituie condiția preliminară indispensabilă oricărei integrări, un conținut neputând fi integrat decât atunci când aspectul său dublu e conștientizat și când nu e sesizat numai intelectual, ci e înțeles și potrivit valorii sale afective. Dar intelectul și sentimentul se lasă greu înhămate la oaltă, căci se resping reciproc. Per definițiune. Celui ce se identifică cu un punct de vedere intelectual, sentimentul sub forma animei, îi se arată ostil și invers. Animusul intelectual agresează cu violență punctul de vedere afectiv. Așadar, cel care vrea să atingă performanța de a realiza ceva, nu numai intelectual, ci și potrivit valorii sale afective, va trebui să se confrunte vrând nevrând cu animus sau anima spre a găsi calea către o reunire superioară, către o conjunctio opozitorum. Iar asta constituie condiția preliminară indispensabilă de plinătăți. Deși la prima vedere deplinătatea nu pare a fi decât un concept abstract, ca și animusul și anima, acest concept e totuși empiric, întrucât e anticipat în psihic de simboluri spontane, respectiv autonome. Acestea sunt simboluri de coaternitate și de mandala, care survin nu numai în visele modernilor nepreveniți, ci și răspândite în monumentele istorice ale multor popoare și epoci. Mandala este diagramă mistică budistă care servește drept obiect al meditației. Semnificația lor de simboluri ale unității și de plinătății este din plin confirmată istoric, precum și empiric psihologic. Așadar, ceea ce ne apare a fi la prima vedere un concept abstract, corespunde în realitate unei existențe empirice care își vestește spontan prezența a priorică. Prin urmare, deplinătatea constituie un factor obiectiv care iese, autonom, în calea subiectului, ca și animus sau anima și, așa cum acestea au o poziție ierarhic superioară umbrei, deplinătatea reclamă o poziție și o valoare ce depășesc pe cele ale sizigei. Aceasta, din urmă, pare să reprezinte cel puțin o porțiune esențială a deplinătății, dacă nu chiar ceva de felul celor două jumătăți ale ei, adică perechea regală frate-soră, așadar acea tensiune a contrarilor din care descinde copilul divin ca simbol al unității. Unitatea și deplinătatea se află pe treapta cea mai înaltă a scalei valorilor obiective, căci simbolurile lor, nu mai pot fi distinse de imagodei. Toate afirmațiile privind imaginea divinității sunt așadar direct aplicabile simbolurilor empirice ale deplinătății. Experiența arată că orice mandala individuală este un simbol al ordinii, drept care apare la pacienți mai cu seamă în perioadele de dezorientare psihică respectiv de reorientare. Ea ține sub vrajă și exorcizează ca un cerc magic puterile lumii întunericului, nesupuse niciunei legi și reprezintă o ordine sau impune o ordine ce transformă haosul în cosmos. Conștientului îi se prezintă la început ca ceva neînsemnat, punctiform și este nevoie, de regulă, de o muncă îndelungată și temeinică și de integrarea multor proiecții, până când amploarea simbolului e întrevăzută aproape complet. Această înțelegere, dacă ar fi numai intelectuală, ar putea fi desigur lesne căpătată, căci toate afirmațiile din lume despre Dumnezeul din noi și de deasupra noastră, despre Hristos și Corpus Mysticum, despre Atmenul, personal și suprapersonal și așa mai departe sunt formulări pe care intelectul filozofic se înstăpânește cu ușurință. De aici provine îndeopște iluzia că am fi ajuns astfel în posesia lucrului, dar n-am obținut decât numele lui, căruia din cele mai vechi timpuri îi se asociază prejudecata care reprezenta în chip magic lucrul însuși și că de aceea ar fi suficient să numim lucrurile cu numele lor pentru a le pune la punct definitiv. În cursul milenilor, intelectul a avut desigur suficiente prilejuri să se convingă de deșertăciunea acestei prejudecăți, ceea ce nu ne împiedică însă să mai considerăm încă și astăzi pe deplin practicabilă calea luării în stăpânire intelectuale și tocmai experiența psihologică e cea care arată cu toată claritatea posibilă că din conceperea intelectuală a unui fapt psihologic nu rezultă decât un concept al lui care nu înseamnă cu mult mai mult decât un nume un flatus vocis asemenea monede de schimb pot fi manevrate apoi desigur fără nicio dificultate Trec lesne din mână în mână, deoarece nu sunt împovărate de nicio substanță. Au, cei drept, un sunet plin, dar nu conțin totuși nimic, și, deși numesc o sarcină și o îndatorire dintre cele mai grele, nu obligă totuși la nimic. Intelectul este, cei drept, de o neîndoielnică utilitate în propriul lui domeniu, dar, dincolo de acesta, e un mare farsor și prestidigitator mai ales când încearcă să manevreze valori. Se pare că unele științe pot fi practicate numai cu intelectul, dar nu și psihologia, al cărei obiect are mai multe aspecte decât cele două date, respectiv de percepția senzorială și de gândire. Funcția valorii, sentimentul tocmai, e parte integrantă a orientării conștientului și de aceea nu are voie să lipsească dintr-o judecată psihologică mai mult sau mai puțin completă, căci altfel modelul pe care îl construim pentru a reprezenta procesul real ar fi incomplet. Oricărui proces psihic este inerentă o caracteristică valorică, adică o tonalitate afectivă. Aceasta ne spune în ce măsură e afectat subiectul de proces, Respectiv, câtă însemnătate are acesta pentru el, în măsura în care procesul ajunge în genere la conștiință. Prin afect, subiectul este implicat și începe să simtă toată gravitatea realității. Deosebirea este, oarecum, ca aceea dintre descrierea unei boli grave despre care citim dintr-o carte și boala reală pe care o avem. Psihologic, nu posedăm niciun lucru până nu am trăit realmente experiența lui. De aceea, o înțelegere pur intelectuală a lucrurilor înseamnă prea puțin, deoarece știm doar cuvinte despre ele, dar nu le cunoaștem substanța la untric. Există cu mult mai mulți oameni cărora le e frică de inconștient decât ne-am aștepta. Lor le e frică chiar de propria umbră. Când ajungem până și la anima și animus, frica le sporește până la panică. De fapt, sizigia reprezintă tocmai acele conținuturi psihice care irup în conștient în cazul unei psihoze, cel mai clar în cazul formelor paranoide ale schizofreniei. Învingerea acestei frici înseamnă câteodată, deja în sine, o realizare morală de o amploare neobișnuită și nici măcar nu este singura condiție ce trebuie îndeplinită pe calea spre trăirea reală a experienței sinelui. Umbra, sizigia și sinele sunt factori psihici despre care nu ne putem face o imagine satisfăcătoare decât pe baza unei experiențe mai mult sau mai puțin complete. Cum conceptele acestea au rezultat din trăirea realității, ele nu pot fi elucidate decât, iarăși, printr-o trăire a experienței lor. O critică filozofică va avea de adus numai obiecții în ce le privește, dacă nu va observa la timp că e vorba numai de fapte și că așa numitul concept nu înseamnă în acest caz nimic altceva decât o descriere prescurtată sau o definire a faptelor. Dar, oricum, nu va impieta asupra obiectului mai mult decât o eventuală critică zoologică asupra ornitorincului. Nu este vorba de concept. El este oricum doar un cuvânt și o monedă de schimb și are însemnătate și utilitate numai pentru că reprezintă o sumă de experiențe. Pe acestea nu le pot transmite, din păcate, publicului meu. Am încercat, cei drept, în câteva publicații, să prezint cu ajutorul materialului cazuistic natura acestor experiențe și totodată metoda ce le favorizează evoluția. Ori de câte ori metoda mea e realmente urmată, faptele pe care le descriu se confirmă. Puteai să vezi sateliții lui Jupiter și pe vremea lui Galilei, dacă îți luai o steneală, să-i folosești luneta.